Mirosea de la o poștă fake. Coada era până după blocul ăsta. Este călcare în picioare. Pletosă. Mega dezamăgit până acum. Deci asta este una dintre cele mai wanted mese. Asta e arsură. Dintre cele mai faimoase de pe TikTok. Faimoasa vodka pepperoni. Deci uitați-vă cam cum arată, fraților. Și artichoke pizza. Oh! Bă, dar o să aibă guză vodka? Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, fraților, de lângă tovarășul Albert Einstein, care încă șade pe clădirile din New Yorkulescu. Mi se pare și corect. O asemenea minte trebuie să fie întotdeauna în mințile noastre și, de ce nu, și pe pereții noștri. Băi, băiatule, am văzut atât de multe lucruri frumoase, scoase la liman, cum s-ar spune, de grafări, de băieții ăștia cu grafitiurile. De ce nu-mi facem și noi chestia asta? Go, 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 no problem. De ce nu-mi facem și noi chestia asta la noi în țară? Nu înțeleg, fraților. Anyways, skip, 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 suntem în zona Chelsea. De ce? Pentru că am venit tocmai până aici pentru Joe's Pizza, fraților, care este acolo. Una dintre cele mai tiktokerizate, tiktokerabile pizzerii din lume. Este nebunie cu Joe's Pizza. Am fost acum două zile la o altă locație și era o coadă de vreo 50 de metri lungime. Ne-am panicat și am zis, e fie, altă dată, când o mai apuca. Și am văzut că este în vecinătate Joe's Pizza, hai să o vedem. Acum, sincer vă spun, sunt panicat că nu e coadă, mă gândesc că o fi aceeași, nu o fi, dar certificăm și revenim. Eu uite, mă, băiatul, ce ne-au făcut ăștia, că am intrat de m-am speriat când am văzut cum arăta înăuntru acolo, zic, n-are cum să fie asta, și îl întreb, zic, is this Joe's Pizza the real one, la care el, da, 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 zic, aia cu Spider-Man, ne-am văzut-o în Spider-Man, ha, ha, nu, că l-am concediat pe Spider-Man, băi, nebunule, nu e asta, vă zice fratele vostru, mirosea de la o poștă fake, mare fake, da, Johnule, este același la care am mai fost, este pe Broadway, și o să vedeți imediat cam cât de lungă este coada, dar până la urmă nu despre asta este vorba, pentru că dacă tot venim, măcar să venim la ăla care trebuie. Uitați-vă cum nici măcar prelata nu era aceeași, mă. Și aveau tupeu să zică, da, da, e ăla care trebuie. Fiți atenți, deci coada începe de aici și uitați-vă cât merge. Merge, merge, merge. Stați liniștiți că mai merge. Ultima oară când am venit, ca să înțelegeți, coada era până după blocul ăsta, pe dreapta. Acum văd că măcar e doar până aici. Ah, victorie. Victoria e la mama ei acasă. Deci nu avem decât vreo 25 de metri de la restaurant de coadă. Ca să înțelegeți de ce n-avea cum vreodată să fie spelunca aia de acolo. Deci ca să fim siguri că facem treaba ca la carte, dăm start la un timer din asta, ciunuțule, să vedem câte minute stăm la coadă până putem să punem mâna pe un Joe's Pizza sau pe o Joe's Pizza. Deci, ciunuțule, lucrăm la două telefoane, cum s-ar spune, le avem 5 minute aproape de când așteptăm și vrem să vă spunem un life hack. Există posibilitatea să-ți comanzi pe Uber Eats să dai pick-up, pentru că la pick-up timpul este mic, 5-15 minute, și să te duci să-ți iei direct pizzoaca și să pleci. Tot taste test este, dar problema este că noi ne dorim să filmăm câteva cadre și dinăuntru restaurantului. Și dacă faci treaba asta cu Uber Eats-ul, cu siguranță nimeni nu-ți dă voie să stai, cu siguranță n-au voie să intre 5-5 pentru o ridicare de Uber Eats, trebuie să intre doar Cori sau doar eu. Și atunci încercăm în continuare să așteptăm la coadă, dar nu uitați că există și life hack-ul ăsta, dacă vreți să skipuiți un pic procesul. Noi o să revenim și o să vă spunem cât a durat, că până la urmă, dacă la pick-up aici zice între 5 și 15 minute, poate în 15 minute suntem deja acolo, dar cu siguranță nu cu comanda gata. Deci, jonuților, 14 minute și 17 secunde, mai avem un pic și ajungem, un picuț, dar sincer durează, deci nu-i vrăjeală. Cred că undeva pe la 20 de minute, 25 maxim, suntem la teșghea comandând. Deci din 1975 activează tovarășul Joe, Jonuțule, și cred că din 1975 n-am mai schimbat nici pergola asta, cu care tipărește bani, nu vrăjeală. Deci uitați-vă un pic cum arată pergola asta, să mărăgea seara măcar la o mașină de spălat, dacă o mai băga și el din când în când. Dar cred că și asta face parte din farmec. Poate nu-i bună pizza asta. Deci, Jonuțule, ca să înțelegeți cât de șmecheră-i treaba, uitați-vă, vă rog frumos, pe acești pereți ca să vedeți cam cine a fost pe aici. Mai mult de atât, uitați-vă, vă rog frumos, că n-am cum să nu vă arăt pasta, la acest tablou unde regăsiți pizza și în GTA-ul Liberty City, frate, nu-mi vine să cred. Deci, incredibil, există Joe's Pizza în Liberty City Stories. Am intrat în restaurant, fraților, meniul este extrem de basic, este călcare în picioare, deci efectiv zici că este gratuită pizza aici, și putem să încheiem această intrare în Joe's Pizza cu Jimmy Fallon loves Joe's Pizza. Deci, ca să înțelegeți cam ce au oamenii ăștia pe pereți aici și să înțelegeți de ce sunt atât de iubiți. Ia vedeți cam cum arată o felie de pizza de la Joe's Pizza, fraților.
Deci un triunghi din ăsta mare, ce vedeți voi, este o felioanță, mânca tata. Uite și pe aia cu spanac acolo. Pletoasă. Deci uitați-vă, fraților, și voi la cuptoarele alea leșinate, că de fapt și de drept, bă, se vede treaba că nu e vorba neapărat de aparatură de aia de ultimul răgnet, ci de pasiune în ceea ce faci. Și în altă ordine de idei, 1, 2, 3, 4, 5, 16 cuptoare, fraților, în 5 metri, nici pătrați nu sunt aia acolo. Incredibil, mă, cum sunt ca furnicuțele băieții ăștia. Dar doar 29 de minute în Jonuțul și avem pizza în față. Dar nu oricum, mă, vezi, Doamne, Doamne, răsplătește oamenii care au răbdare, 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 de un milion de ori vă spun răbdare, fraților. Uitați-vă cât de frumos am cadrul în spate, cu ne-ați văzut în Spider-Man, nebuneli. Deci asta este una dintre cele mai wanted mese. Cred că n-are sens să vă spun că e singura din centru de aici și că mai sunt doar două în spate acolo, înghesuite și vai mama lor. Deci la fix a fost cu așteptarea asta, fraților. Avem așa. Deci în primul rând, pepperoni, una dintre cele mai căutate. Asta este faimoasa fresh mozzarella pie, Jonuțule. Deci e un fel de pizza plăcintă. Și asta este, am zis, noi mai dă-ne ceva din ce recomanzi, Jonuțule, că te filmăm, cum s-ar spune-lea. Bă, nu vă mint. N-arată să cazi pe spate. Nu miroase să cazi pe spate. Acum hai să vedem care e faza cu gustul, ia. Ce se întâmplă pe pizza, partea de topping, este genială. Ce nu-mi place este că e un pic arsă pe spate. Și în momentul în care o mănânc, simt arsura și în gust. În ideea că și arsă și pe aici, uite-o, uite-o. Asta e arsură. Dar poate nu-i pe gustul meu. Vă spun sincer, sunt, nu că dezamăgit, mega dezamăgit până acum. Mă distrează și am vrut să vă arătăm și vouă aceste superbe, cum să le spun eu, dozatoare de oregano, parmigiano și toate astea. Fiți atenți, deci, efectiv, cu o furculiță, înjunghiată o de asta de plastic. Și asta e tot. Deci vă spune fratele vostru că pe parte de norme de igienă depășim multe dintre lucrurile astea care se întâmplă aici. Și chiar eram nu neapărat neplăcut surprins, dar doar surprins că nu mă așteptam. Eu credeam că pe ăștia îi caută și în gaură de șarpe. Vezi că nu e chiar așa. Iar dozatorul ăsta toarnă sau nu toarnă? Toarnă? Hai că e făcut deștept să toarne așa cu porția. Bun. Deci avem una, ci că și Kim Kardashian după Met Gala a venit să mănânce aici. Poți să mă ierte Dumnezeu, poate avem noi alte standarde, alte gusturi, alte ia. Sincer, nici nu-mi place. Mă sperie numai când mă gândesc că trebuie să o mănânc. Să ai să-i scopuri fosta degeaba. Cu asta mai vin de acasă un pic. E un fel de... mamă, chiar bună, nice. Cum se numește aia clasică, mă? Margherita? Dar sigur, e doar margherita cu chestia asta. Brânza asta, făcută ea așa cum se face, este senzațională. Dar mare atenție. Vezi că pizza de la vine de la Domnești e nebunie pe lângă asta. Eu cred, sincer vă spun, că este o pizza care e apreciată pentru simplitatea ei. Altfel nu-mi explic. Deci ce am mâncat până acum m-a lăsat rece, dar mai avem pizzerii faimoase pe TikTok, tot în acest vlog, așa că nu vă temeți. Hai să o vedem și pe asta, ia. Mamă, asta e bună. Mamă, ce bună asta. Nu mă, eu cred că pe asta a uscat-o un pic. Asta e net superioară, ești nebun și blatul, net superior totul. Dar, overall, chiar și cu asta bună, care salvează mult situația, Joe's Pizza, mult faimoasa și titrata din partea mea, nu primește mai mult de 8 și 8 cu indulgență și ăla. Vă dau cuvântul, mă, doamnare. Revenim. Bă, băiatule, bă, că ne-a crăcănat New York ăsta, știu că vă spunem în fiecare vlog, dar e pe bune. Să înțepenească Jacksana, când ești într-o parte, când trebuie să te miști în cealaltă parte. Și măcar dacă mai era și cu fericire, după Joe's Pizza asta, să zic, wow, cum am mâncat. Anyways, cred că ne apropiem de projects. Când vezi așa chestiuni din astea suspendate, cu haules, baules pe acolo, începe să, cum s-ar spune, suntem la Artichoke Pizza, fraților, o altă pizzerie dintre cele mai faimoase de pe TikTok. Haideți să vedem ce se întâmplă aici cu gusturile noastre de pizza care abia așteaptă să fie date peste cap, mai ales că aici avem noroc să nu fie nici coadă, fraților, deși de obicei regula spune că și aici s-ar sta la coadă. Ia uite, fii atent, că-l și găsisem. Please wait to be seated. Mamă, e cu muzică. Deci, Jonuțule, am ajuns să așteptăm numărul 2 de pizza. Văd că sunt aceleași cuptoare, văd că sunt la fel suprapuse unul peste altul, doar că mult mai puțin aici, doar 8 cuptoare. Vom lua așa, vom lua pepperoni, vom lua artichoke pizza care este specialitatea lor și vom lua faimoasa vodka pepperoni, fraților. Asta este cea mai cunoscută și cea mai văzută pe platformele de socializare. Luăm de îndată feliuțele și ieșim afară. Uite-l pe al nostru ce hotărât e. Aș fi zis cu o junghie, nu cu o taie, să mă arăge axa. Croit pe ea era. Ia uitați-vă cam cum arată pițoaca în vitrină. Bă, vă zic, nu e, deci pe expunere și pe din astea sunt mici copii pe lângă noi, pentru că e un lucru interesant.
nu prea pun accentul pe chestia asta ei. Pe ei interesează gust, îi interesează cum te simți tu ca om, nu neapărat vitrina și cum am pus lumina pe produs. Deci uitați-vă cam cum arată, fraților, prizele alea și faianța aia leșinată, adică totul e leșinat, uite, și pe sus și pe haules, baules, dar nu despre asta este vorba. Suntem aici pentru gust. Le Jackson, it can happen, my friend, because we have to gustăm și noi o pizza bună. Artichoke Pizza, a doua din galantarul de pizza faimoase în București, era să zic. În New Yorkulescu, Giorunțule, stai așa să vă vorbească cu tia. Ea acum vă arată vouă trei tipuri de pizza senzaționale, Giorunțule. Deci, vodka pepperoni, weird, nici nu-mi vine să gust așa ceva, dar o să o gustăm numai pentru că e faimoasă. Pepperoni, pepperoni, care trebuie să recunoaștem că arată super interesant, nu știu. Uite cum are zeama aia în pepperoni și cum s-au făcut. Toți ăștia așa în forma asta de semicerc și artichoke pizza. Dar hai să începem în aceeași ordine ca în partea cealaltă, nu? Deci, prima oară, bă, da, ce frige și asta. Bă, eu cred că ăștia le lasă cam mult în cuptoarele astea, mă. Ia vezi, mă, e neagră pe spate și asta? Bă, eu vă înțeleg, cuptor cu lemne, cuptor cu lemne, dar eu știu că dacă e negru s-a ars. Nu e așa și la voi, în americuță? Mamă, și frigii. Nu, n-ai șansă. Revenim. Uah. Gata, Jonuțule, am fost la noastre șervețele, timp în care sper că s-a răcit și covilitirul. Ia. Mam, da, bă, frate, bă. We have a pizza, în sfârșit. Mam, deci de la Joe's Pizza și până aici, fraților, tot discutam cu Cori și combăteam subiectele de genul: bă, pizza la 99 de cenți a fost mai bună, pizza de la 7-Eleven a fost mai bună. Bă, în pisici, măsii, dar pizzele astea faimoase nu-s bune niciuna, că pălele alte nu le făcuse nimeni faimoase și ce bune au fost. Și uite că într-un final Artichoke Pizza, Jonuțule, stai așa să-i dăm credibilitate dublă. Mamă, cât de bune. Mamă. Deci, în primul rând, la prima mână, sos de roșii din roșii adevărate, de aia și frige în halul ăsta, pentru că au fiert roșiile alea din bulion să mănânce Axana la cuptor acolo. Salamul bestial. Iar cașcavalul, efectiv, zici că-ți bagă cineva cașcaval în continuu în gură în timp ce mănânci, fără să mai fi băgat. Nu, altceva. Altceva, fraților. Bun, mergem mai departe cu Artichoke Pizza. Uitați-vă, vă rog frumos, la felioanța asta, da? Deci, teoretic, asta este felia de pizza ce poartă numele pizzeriei, ce este extrem de cunoscută pe TikTok. Chiar aici la americani, unde TikTok-ul se vrea a fi oprit. Ia să vedem. Artichoke Pizza. Mamă, dar ce gusturi. Wow. Nu credeți că nu-mi dau seama cu ce e? Na, Jonuțule, că am aflat să nu mor nicio prost. Este chiar cu artichoke. Iar artichoke, dacă îi dați un Google rapid, este o legumă interesantă. Înțeleg că destul de cunoscută și păpată pe la ei pe aici. Nu-i rău deloc ce gust aici. Bă, da, pe partea de cașcaval, mamă, oamenii ăștia stau bombă rău de tot. Extrem de juicy și se întinde așa, exact ca în reclame, mamă. Păcat, Jonuțule, că uite, stăm și noi aici frumos pe terasă la artichoke, mâncăm o pizza faimoasă, în spate zgârie norii de New York și s-a oprit ăsta cu RATB-ul lui. Uite, bă, cum se numește. Nu, YCB-ul a oprit în spatele nostru, Jonuțule, dar până la urmă și ăsta tot al lor e, așa că să ne bucurăm și de el. Ia, în mod normal, și că ar trebui să aibă și paste pe ea, Jonuțule, dar eu pastea nu le mai găsesc, vezi, jocul de rime, pastea. Dar hai să vedem care e faza. Aia. Bă, dar o să aibă guză vodka? Bă, e bun. Are și paste să mănânce Axana, ce bună e. Și ce zici că mănânc? Tortellini cu pizza, jur. Același gust. Bă, bună e, bă. Nu are gust de vodka absolut deloc. Are gust de cele mai bune paste pe care le mănânci cu o felie de pizza în paralel. Ești nebun. Mamă. Doamne, îți mulțumim că am scăpat de jos pizza ăla. Ești nebun la cap. Bă, ce coșmar. Deci, cu siguranță, dacă ar fi să dau notă, artichoke merge pe 9, 25, 9, 50. Presebire de jos pizza ăla care 8 ăla e mult spus cu indulgență la primit să înțepenească. Mamă. Cea mai bună. O să râdeți. Vodka pepperoni, rigatoni, madrefarțoni. Mamă, cât de bune. Gata, stimați frați. Am testat și pizzeriile astea două nebune. Știm ce avem de făcut și știți și voi ce aveți de făcut. Dacă sunteți de părere că împărtășim aceleași gusturi, revenim cu încheierea. Merg mai departe, departe de toate. Îmi țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Viața mi-a spus ce altul e pus deoparte și merg.